În perioada 21-27 aprilie este marcată Săptămâna Europeană a Vaccinării și în județul Hunedoara. Pe teritoriul național, sub sloganul Spune nu rujeolei, spune da vaccinării, în această lună se vor derula activități de informare a populației privind riscul de reapariție a unor boli infecțioase, precum și pericolul reprezentat de epidemia de rujeolă, reamintindu-le părinților să-și vaccineze copiii. Anul trecut în România au fost confirmate 7.243 de cazuri cu rujeolă, din care 8 decese. În județul Hunedoara, potrivit datelor oficiale, acoperirea vaccinală antirujeolică a scăzut simțitor. Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara, în colaborare cu angajații din sistemul de învățământ și cadre medicale din cabinetele medicale școlare și de familie, asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari romi, desfășoară pe parcursul acestei luni activități de informare, educare și comunicare în cadrul campaniei Luna Națională de Informare despre Vaccinare. Din păcate, suntem în epidemie de rujeolă, o epidemie care, conform Organizației Mondiale a Sănătății, a apărut la nivel mondial datorită faptului că acoperirea vaccinală pentru vaccinarea ROR este mică, între 70 și 75% la nivel mondial datorită pandemiei. Iar în România se menține același trend, la fel ca și în județul Hunedoara, cam 68,5% este acoperirea vaccinală pentru vaccinul împotriva rujeolei, roșiei și rubeolei pe județul Hunedoara. Cazuri de rujeolă în județul Hunedoara au apărut din luna octombrie 2023. Și ceea ce este bine este faptul că la nivelul județului nu am avut decese datorită rujeolei, dar la nivelul țării au existat decese datorită acestei boli ale copilăriei. Și atunci este clar, luna vaccinării trebuie să informăm populația faptul că vaccinul este cea mai sigură metodă de prevenire a bolilor infectocontagioase. Și decât să treci prin boală, cred că este mult mai simplu să accepti vaccinarea. Rujeola este una dintre cele mai contagioase boli, răspândită atunci când o persoană infectată respiră, tușește sau strănută. Virusul rămâne activ și contagios în aer sau pe suprafețele contaminate timp de până la 2 ore.